La petrecerea de sâmbătă seară, apropierile dintre Alex și Florentina s-au contopit într-un prim sărut. Dar sfaturile prietenești n-au întârziat să apară. Ștefan își exprima sincerele lui păreri despre Florentina. Trebuie să o prins cu o lampă, altfel nu crezi, nu? Dacă aici, în casă, la mireasă, se întâmplă asta când sunt ochii pe noi, afară, iartă-mă, da. În urma difuzării materialului, Ștefan își menținea poziția, întărindu-și convingerile. Mi-a spus și Florentina afară. Mi-a spus că ei nu-i place deloc de Alex, doar îi place că este foarte amuzant. A dat tot. Ce mă, dacă ăsta e adevărul? Ce băvere, o femeie ca aia. Reacțiile Florentinei i-au stârnit o furtună de impresii, iar casa mireasa era cuprinsă de revoltă. Concluziile și viața mi-o fac eu cum vreau eu. Bă, păi ce am spus, să o faci cum vreau eu? Da, că suntem prieteni. Păi fă-ți-o! Alex nu l-ar deranja absolut nimic. Oată ce îi dă atenție și îl pupă, nu contează că ea ar mai încerca și în altă parte, că el e fericit și cu chestia asta. Bă, nu plânge, mai bine. Obișnuiește-te cu lucrurile astea pentru că o să se vorbească într-un altru, să ai încredere în tine și atât. Toată lumea ține cu tine, așa că stai cu minte. Și m-am văzut și eu falsitate puțin și am zis, ce, am văzut eu altceva? Asta mi se pare mie, n-ai cum să sari pe un bărbat, să-mi spui că nu-ți place. Fete între fete, ce vrei? Și la tine dacă sare cineva pe tine, ce-ți place? Te omoară? Contează ce mi-a zis ea despre Alex la bucătărie. Mă, și dacă a zis, și îi place de el. Și ce, eu de ce stai în casă? Sunt în casă, vorbesc. Și eu, ce văd, vorbesc. Când o femeie sare pe tine, ce... A, și peste tine când a sărit cineva, ce ai? Cine a sărit? Ai murit? Poate, dar cu mine nu-i merge, deci cu mine nu-i merge. Nu, sunt într-o tensiune pentru că mă gândesc, mi-e dor și mie de mii de acasă și stai seama că nu-mi place să mă cer, nu-mi place, dar ăsta m-a enervat maxim. Dacă vrea să zică de ea, poate să zică. Are tot dreptul să zică, n-am zis că nu. Ștefane, oricând poți să-ți dai cu părerea. Știam că aici se va ajunge și mai ales el, pentru că el bârfitorul cel mai tare de aici. Dar ce că termină cu de-astea? Lasă, el așa face. A, nu-l cunoști cu el, el așa face. Îl cunosc foarte bine și dacă trebuie nu, s-a strâns foarte, vă dă seama că mi-e dor și de ei, mei, nu i-am auzit nimeni așa. N-ai văzut niciodată, la unde? El se oftică că nu m-a atins, că nu m-a îmbrățișat, că asta se oftică el. Tu frumoasă și Floricica, dar nu pentru mine. A, pe toate a trecut prin mâna mea, eu n-am trecut, pentru că știu cine sunt. Și Ștefania. Și dacă mie îmi place, da, și-l vreau pe Alex, care e problema? Au stat mai mult împreună, Ștefania, și am văzut că se plac și ce... Mă, tu ce ești tu acum? Urmă, lasă-o vorbească, nu o mai lăsa. Ce? Lasă-o vorbească, că e mama ta. Știi mai bine, că eu știu ce spun aici. Ea nu știe, că stă în pal lângă ea. Din tine n-a zis Claudia prima dată că nu te place, că ești copil, că nu știu ce, și acum e prietenă cu tine? Păi ce lasă, Claudia, suntem prieteni, da, altceva. Foarte bine. Ce? Ce, noi sărim unii pe alții, bești din casă? A, nu, ha. Nu mai vorbi Ștefan de înainte de ei. Ce ai, mă, femeie, ce ai? Calmează-te, că nu e rău. N-auzi că-s gelos? Doamne, mâncați, am auzit să fie gelos în casa mea. Auzi, te rog, mă, stai, că cu mine nu-ți merge. Dacă mă respecti pe mine, am rugămintea să nu mai dai. Bă, nu te înfoi la mine. Deci, eu nu mă înfoi la tine, pentru că eu cât de cât le calculez, nu mă înfoi. Nu te înfoi la mine. Am respect față de mama ta, că este aici. Și dacă nu ai, ia, hai, ce-am păi termină, te rog frumos cu ironiile astea. Păi nu, mă, eu spun adevărul, care ce te dai tu acum, mare iubitoare? Da, mă, dau, și care asta sunt. Vezi că te dai greșit, că... Of, Doamne, Doamne. Calmează. Eu stai să comentez. Ai tot dreptul să comentez. Și domnișoara Flori e fake. Problema e la ea, că nu știu dacă chiar îi place de el. Lui sigur îi place de el. Hai, provoacă-mă tu, mă, provoacă-mă mult, provoacă-mă, pe bune. Calmează. Te provoc, ține ce faci. Nu cred că vrei să mă provoci. Ba, da, vreau. Chiar nu doresc să te provoc. Mamă, deci nu pot să stau aici, dar să mă. Calmează. Dar orice provocare e riscantă atunci când nervii sunt întinși la maxim. Florentina a reacționat în felul ei. Deci vreau să plec, sâmbătă, vreau să plec, pentru că nu, o, dacă pot, nu, continuam și afară. Nu, vreau să plec, pentru că nu pot să stau aici, pentru că eu iau scaun, eu iau ceva în cap, eu nu pot să stau cu minte. Nu pot. Ascultă-mă. Deci acum eu plâng de nervi. Încearcă să te calmezi, să te controlezi. Doamne, ce rău îmi pare că am imunitate săptămâna asta. Nu știi cât mă ofti, pentru că demonstram cu adevărat, demonstram. Da, consideră să vorbească, deci nu vorbește când... Păi da, înseamnă că totuși te-a atras atenția cu ceva, mai abține-te, ce? Abține-te. Ține apărarea altcuiva, dacă eu vorbesc, nu trebuie să ține apărarea, ci pur și simplu trebuie să... Când vorbesc, de-aia vorbesc. De ce mă bag eu? Păi da, ce? De ce mă bag eu? Decât ascult și atât. B
Bun, haideți să discutăm astăzi mai calm, sper, da? Da. După la 24 de ore de la conflictul ăsta care a izbucnit așa din nimic, Ștefan. O să întrebăm pe aia ce o deranjează mai tare. Nu, dar te întreb, lasă să hotărăsc eu ce întrebăm. Okay. Ocupă-te de alte lucruri, cu întrebările sunt eu. Ok. Care-i problema ta? Problema vostru și acum, când a zis că eu n-am putut să o ating pe ea sau ceva de genul și de asta m-am supărat și am zis ce am zis. Eu dacă vreau să o ating, o atingeam când vreau eu și cum vreau eu. Pentru nu știu dacă ea... e chiar așa. Chiar așa este. Dar nu știu dacă e chiar așa. Dați materialul, v-am zis, ca să vedeți dacă e cum zic eu. De ce nu dați materialul? Care vi l-am cerut ieri. Să-i dacă am eu dreptate sau am dreptate. Repet, nu știu dacă este chiar așa. Eu zic că este. Și stai dacă ai avea dreptate, tot pe Alex l-am ales. Păi, doamne, până întreabă, omule, cu tine. Era normal, spun că la început era nehotărât și știam ce să fac. Nu-mi place. Ok, bine, hai să încheie discuția asta. Nu, hai că suntem calmi. Ce mi-ai zis tu mie în bucătărie? Mai ții minte ce mi-ai zis tu mie în bucătărie? Mă, Ștefan, cum să-i zic eu lui Alex? Că mie nu-mi place de el, cum să-i zic? Și am zis, du-te, mă, femeie, și spune în față că nu vrei. Am spus că nu știu dacă îmi place, dar am stat foarte bine și m-am gândit și l-am ales pe el. Vreau să-l cunosc pe el. Am foarte bine, cunoaște-l, okay. Să fiți fericiți. Am eu ceva cu voi, sau dacă cu tine, sau cu el. Dacă l-am sortat, gata, m-am și luat cu el. Dar mi s-a părut ceva ciudat, pentru că una zice mie și a doua zi e făcut altceva, de asta am zis. Vreau să-l cunosc pe el, atâta tot. Dar eu mă bucur pentru voi. Chiar mă bucur pentru voi doi. Chiar mă bucur pentru voi. Asta e, sunt fake, nu sunt fake, aici... Dacă ești fake, se vede. Bun. Alex, ce te-a deranjat cel mai tare din tot ce s-a întâmplat? Faptul că el a făcut afirmația că e fake. Atât m-a deranjat. Mai mult de atât. Dar tu cu Ștefan n-ai avut ieri nicio discuție? Ba da, am avut o discuție aseară în care mi-a explicat anumite lucruri în ceea ce s-a întâmplat, dar tot eu o să trag concluziile. Pentru că eu îmi doresc foarte mult să fiu fericit. Ceva normal. Mi-a dat o părere prietenească, are tot dreptul să-și dea cu părerea, dar în sufletul meu eu o să trag toate concluziile. Bun, da. Tot în sufletul tău, e vreo urmă de îndoială în ceea ce o privește pe Florentina? Nu. N-am de ce. Adică tu acum ești 100% convins că porniți împreună în relația asta așa cu inima deschisă? Din partea mea, da. Florentina. Inima este deschisă pentru ea. Spus că și din partea mea. Și vreau să ne descoperim. Chiar mi-aș fi dorit, dacă n-aș fi fost cu imunitate, mi-aș fi dorit să plec. Nu-i nimic, stai liniște, că săptămâna viitoare n-ai imunitate. Da, nicio problemă, chiar mi-aș fi dorit să de plec. Zile, dacă deja m-am... Pe de altă parte, tu știi foarte bine că aici nu e. Pentru că și afară pot demonstra că ți-o lai și pot aștepta. Pe de altă parte, Florentina, aici nu e pe vrutele, adică așa nu este, e. Așa este, da, înțeleg. Când vreți voi, e când vor mamele și... Corect. Telespectatorii, când vor mamele și telespectatorii, de fapt. Bun, dar te deranjează povestea asta pe care o spune Ștefan apropo de acea discuție care ar fi existat? Au căutat-o colegii mei, încă n-au găsit-o. Au găsit-o. Era vineri, nu știu exact ora, dar știu că vineri seara. Oricum. În bucătărie, da. Și Florentina i-ar fi spus că nu-i place de tine, dar că nu știe cum să-ți spună. Sau cum te-ai exprimat, Florentina? Hai! Te rog. Tocmai de aceea vreau și materialul, pentru că nu mai știu sigur că, cum m-am explicat. Care era ideea? Eu m-am dus la el, bine, am făcut și o glumiță, pentru că știți că a zis în emisiune: a, pe mie nu-mi place de Florentina, că ea a fost căsătorită, mie nu-mi place de astea. Și când mă duc lângă el, măi, Ștefan, dar să știi că mie cam îmi place și de tine așa, dar zic, ție nu-ți plac fetele astea măritate. A, păi de unde ești? Ceva de genul ai spus. Te-a întrebat chestia asta, spune ce te-a întrebat. Nu, păi asta, vreau să dea materialul, doamna Zimă. Vreau să dea materialul, te-a întrebat altceva. Eu v-am zis ceva. Și am zis, Alex, nu știu ce să fac. Nu știu dacă îmi place, nu cred că îmi place, zic. Ai zis nu-mi place Alex și nu știu cum să-i zic. Și a zis, mă, du-te și zi în față, că e mai bine acum, ca să știe. Dar după să nu... Dar eu, acum, între timp, a fost o petrecere, s-au simțit oamenii foarte bine. Asta vreau să zic, ce să vezi? Nu. Poate și-a dat seama că de fapt pe el îl place. Care-i problema? Da, și eu asta vreau să vă spun și eu, asta mai bine m-am gândit singur. S-a părut ciudat, atât tot. Și de asta... S-a ajuns aici. Ei, dar câte lucruri sunt ciudate aici în casă. Inclusiv ce faci tu. Eu n-am făcut nimic ciudat. Am făcut ceva ciudat aici în casă? Nu știu. A făcut ceva ciudat în casă? Nu, no. Nimic. Asta e firea lui, așa se leagă el de toate, ce să faci? Trebuie să-l apreciem așa care, cum cine este. M-am legat eu. Poate că mi-a plăcut foarte mult așa de... Bine, ca prieten, nu ca altceva. Spune, dar... fă precizarea că... În fine, m-a... oricum. Da, da. Am văzut și eu. Alex și Cătălin au avut și ei o discuție despre
Florentina și Denisa despre fetele cu care, mă rog, sunt într-o tentativă de a forma un cuplu, că e cumva prematur să spunem că sunteți deja oficial cupluri.